Oh, mommy, mommy. Se întâmplă când două mămici intră în grevă pentru 3 zile, lăsând astfel casa și copiii pe mâna soților. Care dintre tați va face față onorabil sarcinilor trasate de mame? Să fie oare Alex fruntașul? Sau poate Nicu? Consilierul nostru parental Nora Puiu va fi cu ochii pe ei și va urmări îndeaproape prestația celor doi tătici pe parcursul celor 3 zile. Lucrurile ce se arată în aparență facile se pot dovedi extrem de complicate și pot constitui reale probleme cu rezolvări dintre cele mai dificile. Probabil că la o astfel de concluzie vor ajunge și tăticii noștri de astăzi. Cora, Alex și cei doi micuți, Răzvan și Mihnea, de 7 respectiv 3 ani, sunt familia Chiose din București. În momentul în care vine Alex acasă, mâncarea normal trebuie să fie gata. Tot eu mă ocup în continuare și de copii. Mami face cea mai multă treabă în casă. Eu culc copii, eu le dau să mănânce înainte de culcare, eu îi spăl înainte de culcare. El rămânând să se ocupe de el personal. Alex este director de vânzări la o firmă de construcții. Munca îi ocupă 90% din timp. Restul de 10% îl petrece în fața calculatorului sau la televizor. După o zi întreagă de alergat și de stres, mai merit seara un pic de relaxare. Răsfățații familiei, Răzvan și Mihnea, sunt mai mereu în certuri mari. Mă, face curățenie de două ori pe săptămână. Spală parchetul de toate, dă cu mopul, spală tot ce e aici. Calc întindrufe, fac treabă prin casă, iar Alex stă la calculator sau la televizor sau mai citește un ziar. De aici apar discuții. Ai venit, n-ai făcut, n-ai dres. Preferă să se odihnească și nu-l deranjează efectiv că eu am tot felul de treburi și nu mă mai opresc până la 1, 1 jumătate, 2 noaptea. Familia Mihai din București are 3 copii, Mezina Isabel, năzdrăbanul Said și răsfățata Andreea de 7 ani. Tot timpul mi-l petrec cu copiii, făcând curățenie, dându-le de mâncare. Cel mai multă treabă o face mami. Spală rufele, calcă, mă duce la grădiniță, îmi face cotițe. Soțul meu nu mă ajută cu nimica. Nicu este de meserie șofer și lucrează cam 12 ore pe zi. Restul timpului îl dedică de obicei prietenilor. Ajung foarte târziu acasă. Cum ajung, de-abia aștept să vin în casă. Dacă în caz nu mă întâlnesc cu vreun prieten să bem un șpriț, mă uit la televizor, somn și a doua zi o iau de la cap. Tati nu face treaba cu mine acasă. Eu sunt la televizor, stă în pat. Chiar dacă vine mai devreme, stă afară cu băieții, la o bere. De câte ori ajung acasă, soția nu mă înțelege că sunt obosit. Aș vrea să mă întrebe dacă am nevoie de ceva, să iasă măcar copiii afară, dar asta nu se întâmplă. Se vaită, pe asta toată ziua copii, aia face aia, aia face aia, eu... ce să zic, se vaită, dar aiurea. Dar oare cât de bine își cunoaște Alex familia? Ia spune-mi, pisic, unde am vorbit că ne petrecem concediul anul viitor? Păi vorbisem că mergem în Grecia. Nu, n-am spus că mergem la Mihaela în Franța, că ne-a chemat de atâta timp și n-am ajuns și am hotărât pentru anul viitor. Tati, dar la ce oră plec eu la școală? La 7:30, 8:15. Bravo, aș știu, tati. Ia spune-ne, tati, ce mănâncă Mihnea întotdeauna cu plăcere? Banane.
Are tati dreptate? Da. Da? Bravo! Tati, mai știi ce vreau să mă fac eu când o să fiu mare? Da, mai știu, vrei să te faci doctor, nu? Nu, vreau să mă fac pilot. Pilot? Pe abacul nostru, Alex are două bile albe și două negre. Dragă pisic, mie mi s-a oferit o super șansă de a pleca într-o mini-vacanță de 3 zile pentru a mă relaxa și a mă bucura de lucruri pe care nu le-am mai făcut ani de zile. Deci te rog să faci ceea ce-ți scriu. Medicamentele, neapărat. Ai lista pe frigider. Antibioticul trebuie dat la ora 7 dimineața și seara. Fierul, înainte de masa de prânz. Iar siropul de tuse pentru Răzvan, aș vrea să-l ia fără să bea nimic după, timp de 20 de minute. Vă iubesc, mama! Și cum veștile de la muncă i-ar putea oricând distrage atenția, înainte de plecare, Cora hotărăște să-și lase soțul fără telefonul mobil. Se va descurca oare Nicu la momentul anchetă în familie? În ce grupă sunt eu? În grupa a doua. Tu știi că eu am terminat grădinița și o să întrec la școală? Izabel, ce mănâncă? Ciolba. Ea mănâncă lăptic, banană. Au. Nasol. Și pastiluțele o să aiți de dințișori? Ce cum să-i le dai? De ce pastile? Pastiluțele de dinți, care le ia de ani de zile. Nu știu. Sincer, nu știu. Dimineața, după masă și seara, de 3 ori pe zi. Cum aș ști, tati, cum o cheamă pe educatoarea mea? Doamna Jenny? Da. Știu că e o femeie frumoasă și... Dar e mami aici și nu pot să zic mai mult. Concluzia 3-1 în defavoarea lui Nicu. Dragă Nicușor, având în vedere că în ultimii ani singura mea grijă a fost casa și copiii și nu am mai avut timp deloc pentru mine, am hotărât să plec într-o scurtă vacanță de 3 zile. O să-ți las câteva reguli pe care trebuie să le respecti. Izabel trebuie hrănită de 5 ori pe zi. Ai grijă ca Said să nu stea mult timp la calculator. Copiii trebuie spălați în fiecare seară. Să nu cauți cheile de la mașină și fața de la casetofon. Le-am luat cu mine ca să nu fii tentat să pleci. Vă iubesc mult, mama! Limuzină, lux. Ce frumos este când se uită lumea la mine. Abia aștept să ajung să văd cum este, doar distracție și relaxare. Trebuie să-i duci mamei mele geanta de voiaj cu tot ce are în ea. Să ieși cu pitici zilnic în parc, de fiecare dată când intrați în casă, să le faci bani. Ah, bine, ok. Bună dis de dimineața! Alo! Ah, tu nu dormeai, am impresia. Hai, la spălat! Răzvan! Hai, la spălat! Hai, vă spălați pe ochi? Pe dinți? Vrei să te spăl eu pe ochi? Ce băiat mare!
Flora intră acum în atmosfera de vacanță. Hotelul luxos în care își va petrece următoarele 3 zile este exact ce i-a prescris medicul, spune veselă mămica. Chiar și departe de casă, mămicile vor avea permanent posibilitatea să-și monitorizeze familia. Ce e asta? Isabel trebuie hrănită de 5 ori pe zi. Au. Ai grijă ca Andreea să-și ia medicamentele dimineața și seara. Las-o. Hai că mami a plecat și a rămas singuri. Hai la baie. Hai, mai repede. Nu acolo. La baie. Hai. Stai să-i dau lui Isabel un pic pe față. Speri tati pe ea. Bună dimineață. Gata. Haideți, la masă! Departe de griji și de problemele cotidiene, Cristina poposește în apartamentul luxos rezervat pe numele ei. Pe fața tinerei mămici se citește multă bucurie și chef de vacanță. Chiar îmi doream un asemenea concediu. Alex a plecat, iar micuții dau iama în borcanul cu zahăr. Răzvan bea pe nerăsuflate cafeaua tatălui. Ce faci, Răzvan? Băi, Mihnea, ce faci mă acolo? Ai mâncat zahăr, băi. Cafeaua mea unde e? Mihnea? Ce mâncați acum? Pune-mi. Cred că vezi numai lapte astea. Mă duc să iau alte ouă, că astea le-am mâncat. Foarte calm și răbdător, tatăl Alex merge din nou la cumpărături și pregătește meticulos micul dejun comandat de copii. Hai, l-am îmbrăcat. Ia veniți încoace. Păi, medicamentele? Ia, Răzvan, gura mare. Mergem să-i ducem ceva lui bunii. Ce? O geantă ne-a lăsat mami, uite. Ce vreți să mâncați? Ce rame. Aolea, nu știu dacă avem. Unde? Hai să vedem pe unde sunt. Ia. Deci lua asta mică ce-i dăm Andreea. Lapte. De care? De ăsta? Sau de ăsta? Nu de la, de la lapte. Ăsta e biberonul de lapte? Da. Andreea? Și în ce încălzesc pe apă? Tati, uite acolo sus. Ia vezi dacă e. Nu e. Să aiți, e foame? De ce? Te întreb. Vreau celare. Așteaptă. Ajunge? Nu. Mai pun? Dacă Andreea. Băi, tati, nu prea mă descurc. Măi, Andreea, dar lua asta mică, ce trebuie să iei mai dau? În afară de lapte. Fructe. Hai să fac așteptat eu cu asta,
că deja nu mai pot. Un tată derutat, oarecum pierdut în spațiu la momentul micului dejun, care nu reușește în timp util să-și dea seama cu ce anume trebuie să o hrănească pe micuța de 8 luni. Și nu reușește în felul acesta întârzind masa micuței. Vor face față oare cei doi tați provocărilor lansate de mame? Ce bine! She's a lady. Aduceți băieții a doi! Gata, am ajuns la bunii. Bună! Bună! Ce faci frumoșilor? Mica. Uite-o pe negruța acolo. Uite-o pe negruța. O partidă de fotbal în curtea bunicii și toate boacănele și pățanile dimineții au fost șterse cu buretele. Alex e prins și el, se pare, de jocul copiilor. Ți-a dat și gol. Oh, încet. Ce ochi are? Hai, pune mâna. Îi place și pe cap. Îi place și pe cap să mângâi, sigur că da, cum să nu? Așa, așa, vezi? Da. Și tu niște cafea. Niște cafea? Când mi-ați băut cafea? Îți iau cafea aici. La copii au voie să bea cafea? Nu, eu nu beau. Pa, mama! Pa, pa! Foarte implicat, foarte activ în jocurile celor mici, nu face lucrurile astea de complezență, ci pentru că așa simte el nevoia să își petreacă timpul alături de cei doi copii. Cu mic, cu mare, familia Mihai pleacă în parc. Hai, mă, fă și alergă, hai! Andreea, ține-l de mână, mă! Ține-l de mână, că traversăm acum! Andreea a dormit, Iza. Ce? A dormit, Iza. Vezi, mă, că acolo caz, mă. Andreea! Nu mai faci așa, mă! Aveți grijă, cum vă dați, că eu mă duc la Iza să văd ce face. Tati, da? Îmi ești mie ceva dulce? Și ce vrei tu? Înghețată. Nu, no, nu, no, nu. No. Said, mergem la magazin să vedem ce vrei eu. Vreau și un loc de ăsta. Altceva nu vreți? Înghețată. Ia vedeți afară, hai. Eu vreau de asta. De asta, că nu-mi dai. Vreau cu ciocolată. Da. Ia 20 pentru el, da? Vreau cu ciocolată? Da. Mami, mami. Haide, haide, haide! Hai în casă! Hai, mă, că vine purma! Intră în casă și nu mai face figuri. Hai la ta, DJ. Bun, te duc la urs. Trebuie să vezi ce pe mai mult. Hai, mișcă. Haide. Hai, colare. Haide, cu toarmea aia mică, să mâncăm. Hai. Spalte, că mă o supe. Hai. E aici. Au! Ți-ai dat pe față? Tragi din gură și nu mai face de-astea, ce-ai? Hai, mâncați? Nu! De ce? Nu mi-e foame. Ce vă las de mâncați, dacă ziceți că nu mai mâncați, da? Eu îți dau suc. Mă bucur că te-am cunoscut, Cristina. Și eu mă bucur, Cora. E foarte bine aici, e relaxant, nu? Da. De mult nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Îmi doream foarte mult să ajung să mă relaxez undeva, să mă simt bine. Și eu la fel, dar având trei copii,
chiar nu am avut posibilitatea. Da, e foarte greu. Important e să ne simțim bine acum că avem ocazia să ne relaxăm, să ne destindem, facem și un pic de sport și un pic de masaj și o să ne întoarcem acasă cu forțe proaspete. Hai, no, la sănătate. La nu fel. Contează ce este acasă, noi să ne simțim bine. Așa. Mihnea, ia hai să mergem noi la culcare. Ia, hai, Răzvan. Gata. Gata. Te ia tati de aici de burtă. Opa, opa. Și ne-am oprit din plâns? Închide ochii și te culci, da? La păturica? Îți dau și păturica acum. Ia-l pe Scooby și tu. Da, e greu. E mai greu decât îmi credeam. Trebuie să ai foarte multă atenție și foarte multă răbdare. Cel mai greu e că se mișcă tot timpul. Nu stau într-un loc. Sunt un pic bulversat după ziua asta. Ce îmi doresc cel mai mult și mai mult e să mă culc. Ia uite, Răzvan bea din cafea, măi! Aoleu! Bineînțeles că l-am spart. Nu prea știu să joc. Hai, lasă pe el, ia joacă tu, Said. Ia, tu știi? De așa. Da, a ieșit, tati. Hai, lasă-și pe ea acum, da? Hai, Said. Ați fost și pe mine. Lasă-mă, doamna Andreea! Lasă-mă, Said! Putem rădina aia. Eu vreau să mă joc. Să vă jucați cu miz, da? Andreea, adu-te-te un șerbețel cu uitea data asta mică afară un pic. Da. Haide, închideți calculatorul.
Mergem la culcare. Hai că e târziu. Sănătate. Grijuliu și afectuos, Nicu se ocupă de fiecare copil în parte și îi pregătește de culcare. Acum să stau și eu cu voi un pic aici. Mi s-a părut cam ciudat din prima zi cu toate odată pe cap. În parc, chiar nu știam ce să fac cu ei, unde să-i dau, în leagăne, în topogane, nebunii. Noroc că s-au descurcat ei. I-am băgat la culcare. Jegoși, așa cum au ieșit, cum au intrat din de afară și sunt frânt. Dacă nu era Andreea, nu știai să le faci să mănânci. Hai, deșteptarea! Bună dimineața! Bună! L-am îmbrăcat, l-a spălat. Apa, s-a trezit și piticul? Băi, pe am vorbit că ne îmbrăcăm? Răzvan, l-am îmbrăcat, am spus. Ia. Dar scoate-i pe ceilalți. Am să-mi pun pantalonii să fi să mă peste ceilalți. Da. Bună dimineața. Trezirea. Hai, hop, sus. Hai, puștul pe Andreea la baie. Hai, repede. Hai la tati, nu mă zici tu de butică mică. Ce vă mă, tati, mă? Hai să mergem și noi după aia la baie acolo, hai. Spălarea, băi! Haideți, termina! Isabel nu zice nimic. Și voi faceți un tărăboi? Hai, tati, ia-l odată pe ăsta, că de-abia se mișcă. Stai să mă plătesc! Hai, mă, tati! Hai, hai! Aoleu! Să vină mătă odată acasă, m-a săturat. Hai, la masă! În familia Chiose, meniul micului dejun de astăzi este sandvișuri asortate. Am uitat. Mihnea nu cu farfeca. Hai, Răzvan. Hai că trebuie să mănânci. Dimineața să mănâncă. Hai. Mihnea, hai. Te aștept la bucătărie. Mihnea, vino încoace. Băi, vino încoace. Vino încoace. Da? Dacă nu vii, te iau eu. Stai că trebuie să bei și lapte. La masă. Ia, gura mare. Gura mare. Hoba! Pune farfuria în chiuvetă. Dă-te! Dă-te de pe scop, Răzvan! Dă-te, dă-te! Mihnea, Răzvan, haideți la lapte! Ia, stai pe scaunel acolo să-ți pună tati lapte. Da? Răzvan, bagă bicicleta la locul ei. Hai, pune la... Pune acolo. Păstrează tonul calin și în acest fel încearcă să trezească și responsabilități. Adică am popat, am terminat de popat și ducem farfuria la spălat. Reacția celui mic e una cât se poate de plăcută și neurmată de comentarii. Ia farfuria și o pune la spălat. Mișcă! Amasă! Ce mâncați? Eu vreau ochi. Ochi de dinozaur?
Ce ochi vrei? O? Da. Aoleu. Eu vreau două ouă. Și mai vreți cu ceva? Hai să le facem acum, să vedem cum le facem. Și asta mică, ce-i dăm? Fructe? Da. Ai luat și tu furculițe? Păi și ce aștepți? Puturosule, mișcă-te! Acum! Hai, acum! Hai, Andreea! Ia uite ce am făcut aici! Dar voi nu mă ajutați cu nimic, nu? Deși pare greu de crezut, Nicu pregătește ouă la tigaie, taie pâine și își servește micuții doar cu o mână. Băi, suflă înainte să bagi în gură. Gata, tati, gata. Ia-l-o, tati, ce? Tu ce faci, mănânci? Nu-mi place ouălele. De ce? Sunt cu ulei. Mai tu-ți bagi de mine? Haide, frate. Ce faci? Mănânci acum, nu? Haide, capul meu. Ce sunt voinic? Mica și o nebunică. Gata. Ia uite ce am luat! Ho, ho, ce faci noi, tăticule? Ia uite ce am luat! Wow! Wow! O papagal spune, hai să-i punem un nume! Îi punem un nume? Da! Cum vrei să-l chem? Ia! Ia! Coco? Asta e o găină de la desene, Coco! Da? Da! Păi și nu-i spunem Coco atunci, cum îi spune? Bebe! Pepe? Da. E bine? Nu. E bine, Pepe? Atunci să-i spunem mami. Mami? Cum să-i spunem mami? Spunem Pepe. Ia. Ia să vedem. Ce face papagalul? Vine la noi? Te iubesc, tati. Da, și eu te iubesc. Ce frumos. Ce frumos. Ce clar. Da. Ce gulește, mă. Vezi că o să te muști. Hai, Pepe! Pepe! Pepelica! Pepelica! Ne îmbrăcăm să mergem în parc? Da! Hai! Hai, noroc! Hai, noroc! Mergi cu mine în parc? Da! Când vine vorba de parc, Răzvan și Mihnea radiază de fericire. Zi de zi, cei doi băieți sunt duși de mama la locul de joacă. Și familia Mihai este la leagăne. Nicu își împarte grijuliu atenția între cei trei micuți și nici micuța Isabel nu e trecută cu vederea. Băi, dă-te mă jos, mă, tu n-auzi? Dar nu cad! Dă-te jos, ia uite-mă de aici! Băi, Andreea, băi! Băi, tu faci mai tâmpeni! Că mă, ce? Mă, tu pe toate nebunile astea, mă, tu vin, stai!
acasă să mâncăm. Mihnea, hai acasă să mâncăm. Deși se aștepta la proteste, copiii își urmează cu minți tatăl către mașină. Mihnea, ce faci, tăticule? Băi, grasule, grasule, ne trezim? Ne trezim un pic? Wherever I wander, wherever I roam. Ciorbițele, băcuța. Mâncarea pregătită de mama înainte de plecare trebuie doar încălzită de Nicu. Linguri. Cine mănâncă tot, o bătaie. Se joacă la calculator. Atât! Tati și Liza îi pun mâncare de-asta? Da, și ei, păi. Dar nu de-asta de măcuță, de aia de pui. Vă dau pâine? A, că eu nu mai pot să mănânc de voi. Ce? Eu n-am mâncat toată ziua, știi? Ia stau în ora. Said! Vezi ușor să nu cazi. Vino cu acest, ne spălăm un pic. Hai, refugiem sfragerie. A fost mai grea decât prima. Prefer stresul de la serviciu. Poate de-aia se spune că mama e numai una. Numai ea poate să reziste la chestia asta. De mai aștept să vină Cor. Am să încerc să o ajut și eu. Ei, mă mir că ți-ai adus aminte să-i speli măcar într-o seară, să le faci baie. Tati, o pui aici la mine? Da. Băi, tati, cum o spăl eu pe asta, Nicu, mă, cu ce o spăl? Nicu este un tată deosebit de pragmatic, doar varianta de baie 3 în 1 scutește timp și efort. Gata, tati, gata, pe cât stăm în apă, a? Haide, gata, afară, haide! Dar eu nu m-am spălat! Nicu trece cu succes și proba scutecul. Ce pătătii, mă? Ce răbuțe de aici? Ți-ai frică? Micuța Isabel pare mulțumită. Nu mai vine mami acasă o dată, aoleu. De-aia te aștepți bine? Da. Ia, mușcă, mai? Ia să. Suflu, trebuie să mă mușcă, hai. Gata, liniște! Hai! A fost plăcut. Doi în parc, fole mâncare, seara baie, băieți afară, o blaberică, Nicu, mămică. Nu e, nu-i de mine. Măi, nu trebuie să le faci. Ouă, nu știe că eu nu le dau? Nu se poate așa ceva. Poate le vine la gânul ăla în cap. Măi, Nicule, uite-te mai la ei. Nu se poate. N-am nicio bază în tine. Domnul tată Nicu s-a scutit de absolut orice efort de a-i spăla în prima seară, însă în seara a doua n-a avut încotro. Găsește de cuvință să-i bage pe toți trei în cada de baie. Avem în cadă un băiețel de 3 ani, avem o fetiță de 7 ani și avem o fetiță și mai mică de 8 luni. Din nou avem să amendăm acest spirit, practic în ghilimele, al tatălui. Nicu și Alex se întâlnesc acum pentru a schimba impresii. Cum a fost? Greu, cum poate să fie. Dar vorbiți și voi între voi, vedeți. Trebuiați ce nebunia să văd. Ea se va uita. Dom'le, că tu nu faci nimic, că nu mai descurc cu toți trei. A avut dreptate. Eu am avut noroc că nu e niciun așa mic, știi? Da, cu ei doi mai mă descurcăm. Seara când vin de la muncă, o să încerc să mai ajut puneva să meargă câte ceva, că altfel uite ce pățesc, vezi? Aici își face apariția acasă și Cora se pune din nou pe treabă. În lipsa soției, Alex a lăsat, se pare, o mulțime de treburi casnice restante. Hello, oh,
ajută pe mami? Da! Mami! Mami! Da, nu poți să te ridici cu ei. Uite de mami, a fost greu? Nu. N-a fost greu, nu? Nu. V-ați descurcat că sunteți băieți mari, așa? Și în casa familiei Mihai lucrurile au scăpat, se pare, de sub control. Câtă mizerie a putut să o lase în casă. Mami! Bine ai venit! Sometimes time just slips away. Ne era dor de tine. Da. Dacă mă țineai două zile. Toate cuvintele de laudă, toate aprecierile mamelor din lumea întreagă și premiul nostru pentru dibăcie, seriozitate, implicare revine domnului tată Alexandru Chiose. A venit poștașul? Da. Ți-a dat poștașul ăsta? Da. Ia să vedem cine a adus. Iată diplomă. Ce scrie aici? Uite aici. Cel mai tare tătic. Este? Da. Ți-am zis eu că luăm premiu? O vreau pe mami. Înapoi. Înapoi.